De curând, Parlamentul a adoptat o lege care vine în sprijinul persoanelor ce identifică și vor să conteste construcțiile ilegale. Acest lucru poate fi făcut de autoritatea instituției prefectului fără să se apeleze la instanță. Este o veste bună în domeniul construcțiilor și anume o inițiativă liberală privind modificarea legii construcțiilor a fost promulgată și de președinte. Noutatea este că cei care suferă de un abuz imobiliar în sensul în care li se construiește alături un imobil care nu respectă condițiile legale pot să se adreseze direct instituției prefectului din județul respectiv, pentru că de astăzi prefectul are autoritatea să anuleze orice autorizație de construcție care a fost emisă cu încălcarea legii. Până acum, orice abuz imobiliar era sesizat în instanță, însă această nouă lege le permite cetățenilor să facă sesizări direct la prefect. Până în acest moment, oamenii, sigur, erau purtați pe drumuri, trebuiau să adreseze instanțelor de judecată, procesele durau și ani de zile și până când își găseau dreptatea în instanță, blocul de alături era gata și nu se mai rezolva nimic. De aceea, cred că această inițiativă legislativă o să vină să pună un pic de ordine în tot acest haos imobiliar, Iașul fiind campion ce privește construcțiile haotice și oamenii, iată, sunt de data aceasta apărați de autoritățile statului și, practic, autoritățile statului sunt obligate, ca numele cetățenilor, să aplice legea. Legea creează astfel cadrul stopării de îndată a lucrărilor la construcțiile aprobate prin încălcarea legii.